Consilierii locali au aprobat noul preț al gigacaloriei valabil pentru populație. De la 198,5 lei, tariful a crescut la 245 de lei. Proiectul a fost discutat aprins de către consilieri, care și-au dat replici la foc automat. Cel care a încins spiritele a fost consilierul PDL Marian Neacșu, care a propus renunțarea la unele obiective de investiții și așteptarea execuției bugetare pentru ca primăria să suporte în final 100% subvenția retrasă de guvern. Deci primăria se angajează să vină cu un efort financiar suplimentar de 1,3%. Rămâne de suportat de populație diferența, care este de 3.260.000, ceea ce reprezintă 1,2% din bugetul local. În primul rând, aș fi făcut un calcul. Cu cât reduc prețul de producție al gigacaloriei dacă vin și am în funcțiune 30 de centrale? Deci eu propun, domnul primar, să retrageți, să discutăm la sfârșitul lunii octombrie pe execuție bugetară, să știm exact execuția bugetară, ce s-a cheltuit, ce nu s-a cheltuit, și cu această ocazie putem să spunem, dom'le, avem o rezervă financiară, putem să susținem, să rămânem cu prețul la 198.000. Eu nu vorbesc politic, nu ați vorbit politic acum. Politic, deontologic, da, politic vorbiți. Fiindcă dacă nu vorbeați politic, nu aminteați de grupul PDL. Și dacă vorbeați deontologic, discutați cu guvernul PDL să nu taie subvenția, discutați cu guvernul PDL să anunțe cu un an de zile mai devreme că taie subvenția și altele mai departe. Domnule, eu vorbesc din punct de vedere deontologic. Domnule, deci dacă dumneavoastră doreați să se discute deontologic, profesional, în ședința de comisii se discuta, vă pune la dispoziție ceea ce am eu acum, calcule, simulă, nu vreau să facem o discuție. Păi nu, stați puțin, nu facem discuție monolog. Prețul gigacaloriei a crescut ca urmare a eliminării subvenției, i-au reamintit consilierului PDL și colegii liberali. Argumentația dumneavoastră economică este contra naturii, contra naturii politicii guvernului PDL. Ați plecat de la principiul că această subvenție reprezintă 1,3% sau 2% din bugetul Consiliului Local. Vin eu și întreb retoric, desigur, subvenția la căldură cât la sută reprezenta din bugetul României? Vă asigur că mult mai puțin de 1%. Nici argumentele lui Ștefan Ciocănel nu au avut mai mult succes. Județele care nu aveau societăți de termoficare, unde practic toată lumea era debranșată, nu beneficiau de nicio sumă, întrucât nu aveau regii de termoficare. Subvenția a fost dată pentru toată lumea la fel, s-a chemat subvenții. Ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule Ciocănel, este vorba despre ajutoarele pentru încălzire, care s-au dat pe categorii de venituri pe membru de familie. Așa și care au rămas anul acesta exact ca anul trecut, iar guvernul a tăiat subvenția rămânând la fel cu cheltuiala ca anul trecut. Nimic în plus n-a dat populației. În final, consilierii, mai puțin ai PDL, au aprobat susținerea din bugetul local a 50% din subvenția la căldură retrasă de guvern, ajungându-se astfel la tariful de 245 de lei.